În ultima perioadă s-au înregistrat probleme privind degradarea drumurilor forestiere aflate în gestiunea Direcției Silvice Dâmbovița, care se ocupă de menținerea și reabilitarea acestora. Această situație este generată de activitatea ocoarelor silvice private cu care RomSilva se luptă pentru economia de piață. Reprezentanții Direcției Silvice spun că aceste probleme se vor remedia treptat și că vor păstra relații de colegialitate cu privații. Eu am avut și sper să am în continuare o relație bazată pe colegialitate, mi se pare normal, și vezi și sunt toți silvicultori. A fost prost înțeleasă, mai ales în zona Rom, cu un ocol care nu prea ne-am înțeles, ne-a folosit drumul, l-a distrus pe o porțiune de vreo 2 km. Nici n-am fost acolo ca să nu văd, dar totuși trebuie, drumul acela arăta foarte bine, acum 2 ani a fost pe fonduri europene, recepție finală de câteva zeci de milioane, care mergea până în Raciu, deci vreo 20 ceva de kilometri. După controlele la fața locului și constatarea pagubelor de către experți, s-a ajuns la o înțelegere amiabilă între Direcția Silvică Dâmbovița și ocoalele private. Am avut o relație foarte bună. Aici, într-adevăr, a fost o mică divergență, i-am convocat la locul faptului, ITRSV, și ocoalele care își desfășoară activitatea, unii au venit, alții n-au venit, am găsit de cuvință să punem bariere. Dacă ne făceam meseria până la capăt, nu intra și nu ieșea nicio mașină de acolo, dar nu strica agentul economic care a cumpărat masa lemnoasă din vina celor care... Că noi de relație trebuie să avem cu ocolul, nu știm noi cine taie, da? Ocolul privat autorizează ca și noi, în momentul autorizării trebuie să ne plătească o taxă de pe ea. Și asta a fost singura chestie. Pentru a evita furturile de material lemnos, proprietarii de păduri ar trebui să încheie contracte cu structurile silvice de stat sau private. Eu am spus și o spun și acum. Cetățenii și proprietarii de păduri se pot îndrepta, sunt obligați să aibă contract de prestări, servicii, pază sau administrare cu structură silvică, privată sau de stat, a Regiei Naționale a Pădurilor. Eu și acum le spun să se îndrepte către ocoalele de stat.